Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la cel de-al treilea episod din cadrul seriei Road to Luis Figo. Este ultimul episod, este episodul mult așteptat, episodul în care luăm pe Luis Figo în sfârșit și ne pregătim și de Football Freeze Pre-Season. În momentul în care veți vedea dumneavoastră acest videoclip, deja pre-season-ul a apărut, este clipul deja explicat. Asta înseamnă că în descrierea acestui video vă las și linkul de la clipul în care am explicat pre-season. Dar până să vedeți voi acest videoclip, erau ultimele ore din Fall Festival și ghiciți ce am făcut eu. Am făcut toți jucătorii de la o ligă și mai mi-au rămas puncte, având în vedere că am luat cele două pass-uri, mai mi-au rămas puncte de cheltuit. Și m-am dus spre o ligă de unde aveam eu nevoie de un jucător. Da? Și m-am dus pe La Liga. Vom lua împreună astăzi pe Bellerin, pe care îl vom băga și în echipă și ne vom minuna de el în acest weekend, probabil în clipul de mâine sau de peste două zile. Cât de frumos arată Bellerin în echipa mea 8, care apare, după cum vă spuneam, mâine sau peste două zile. Haideți să luăm până una alta. Costă vreo 16.000 de puncte, dacă știu și o să calculez. 8.000 cu 8.000 egal 16.000. Deci, momentul mult așteptat a venit. Odată cu Bellerin mai au încă 500 de puncte transfer, puncte cu care voi lua încă un jucător. Da, voi mai lua un jucător. Deja pot să-l iau pe Luis Figo, dar luăm pe Bellerin în prima fază. După care mai luăm un jucător starter și mergem și la Ultimate, de unde ne alegem un jucător. Haideți să vină Bellerin, aplauzele noastre. Boom! 109 Bellerin, ce bine va intra în echipă. Nu cu rank-ul ăsta de 15, o să-l cresc eu până pe la 17. Acestea fiind spuse, nu mi-ajung din păcate punctele pentru Depay. Ar fi fost genial, deoarece aveam 200 de puncte Ultimate. Era bine de tot. Avem doar 500 de puncte. Nu cred că merită să mai fac încă 100 de puncte. Asta m-ar costa undeva la 1000, 2200, 3600. Nu merită 3600 de puncte pentru încă un jucător. Eu așa zic, 3600 de puncte pentru 200 de puncte Ultimate în loc de 100 de puncte Ultimate nu merită. Astfel că luăm jucătorul ăsta cu 375 de puncte, 375 de puncte starter. Și vine imediat jucător de 109, pe care îl voi vinde probabil, n-am ce face cu el. Ce skill boost are? Long shots? Nu, n-am ce face cu el. Doar 109. Are rank-ul de 15, nu prea mă interesează. Ci care intra în echipa mea, dar nu. Nu, că acolo va fi altceva. M-au interesat foarte mult punctele Ultimate. Puncte Ultimate pe care le cheltuim chiar acum. Puteam să mai fac și SBC-uri, puteam multe să mai fac. De exemplu, mai făceam cel puțin 100 de puncte de aici, ajungeam la 800, mai luam și jucătorul, ajungeam pe la 900, dar am ales să nu fac asta. Dacă aș fi făcut asta, ajungeam la 900 de puncte, deci nu m-a ajutat cu nimic dacă n-aveam 1000 de puncte, da. Cel mai bine e să am 700 de puncte, deoarece îl iau pe Varan. Asta este alegerea mea de la Ultimate. Chiar sunt curios ce ați făcut și voi la Ultimate. Scrieți un comentariu și spuneți-mi chiar acum. Lukaku și el era o variantă interesantă, dar acolo este Ronaldo în atacul meu. Deci va veni Rafael Varan în echipa mea. Direct în echipa mea, pentru că e bun, are rank cam 19, e bun. Hai mă să dăm 700 de puncte pe Varan. N-am muncit degeaba două luni la evenimentul Fall Festival, am muncit pentru Rafael Varan, care vine chiar acum de la Man United. Wow, câți jucători de la Man United am. Aș face o echipă full Man United, sincer. Chiar ar merita. Scrieți-mi un comentariu dacă doriți să fac un squad builder de Man United. Am mulți jucători de la United. Extraordinar. Superb. Și acum este momentul mult așteptat de toată țara, de toată comunitatea de FIFA Mobile din România. Este momentul în care îl voi lua pe Luis Figo, de 117 cu rank cap 20. Wow! Cât a durat să-l fac pe Figo și cât a costat? Două pass-uri a costat. Da, hai mă să vină Figo. Hai mai să vină Luis Figo! Luis Figo! Luis Figo, avem pack!
Avem pack pentru Luis Figo, Prime Icon de 117 overall. Ce bine a venit Luis Figo în aplauzele noastre. Senzațional. Va intra direct în echipă, vă dați seama. Superb, 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 superb. Câți Prime Icon voi avea oare în echipă la finalul acestui sezon? Chiar sunt curios și eu. Dacă mai fac vreun Prime Icon până la finalul sezonului, mai avem 42 de zile maxim din acest sezon. Vom vedea. Vom vedea odată cu apariția pre-season. Deja știu. În momentul în care filmez eu clipul, nu știu, dar vom ști în momentul în care apare clipul. Deci, probabil o să-mi ziceți voi în comentarii cât mai ține sezonul ăsta. Senzațional a fost și acest eveniment. Senzațional evenimentul. Senzaționale premiile pe care le-am făcut eu la eveniment. Scrieți-mi un comentariu și spuneți în ce premii ați făcut voi la evenimentul Fall Festival. Aceasta a fost seria Road to Luis Figo. Acesta a fost ultimul episod din cadrul acestei serii. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc să ați stat cu mine până la finalul acestui serial, să-i spunem așa, serialul Luis Figo, până la următorul serial. Cine știe când va fi, în ce sezon, în ce an. Toate cele bune, aveți grijă de voi. V-am pupat, dragi români. La revedere.